Să deschidem scripturile noastre la Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 4, și vom citi de la versetul 1 până la versetul 13 inclusiv. Pagina din scripturi în traducerea Cornilescu 1153, Filipeni 4, de la 1 la 13. Iată ce spune scriptura în acest loc. De aceea, preiubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul preiubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine, ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin, cuvântul Domnului. Aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația de a fi la o sărbătoare așa de frumoasă împreună cu biserica dumneavoastră. Este onorant pentru mine să predic la o asemenea sărbătoare, pentru că de obicei, nu știu cum se obișnuiește la dumneavoastră, dar de obicei în biserica pe care o păstoresc, rugăciunea și mulțumirea este din partea bisericii și predica este din partea păstorului bisericii în sărbătoarea mulțumirii. De aceea pentru mine este onorant acest lucru. Îi mulțumesc fratelui Gigi pentru invitație. Și martor îmi este dânsul și Dumnezeu că tot din același text și tot despre același subiect aș fi predicat și dacă n-avea sărbătoarea mulțumirii. Ultima dată când am fost la dumneavoastră, Dumnezeu mi-a lăsat o povară pe inimă și pentru că știam că ne vom reîntâlni, de atunci mă macin acest gând de a vorbi despre mulțumire. Nu știu dacă dumneavoastră aveți problema asta, dar eu o am și de multă vreme, de la începutul vieții. Dragii mei, nu ne naștem cu predispoziția naturală pentru mulțumire, niciunul dintre noi. Din pântecele maicilor noastre suntem nemulțumiți de poziție și ne întoarcem. Și izbim în pântecul maicilor noastre pentru a ieși la o altă lume, de care sperăm să fim mulțumiți. Copilul mic, când este alăptat și de când se naște, se naște cu pumnii strânși și încrâncenați și orice îi dai, apucă și mâna greblă se face în dreptul oricărui lucru. Suntem nemulțumiți pentru că suntem păcătoși. Psalmistul spune, în păcat m-a zămislit mama mea. Și nemulțumirea este de când a căzut omul în păcat, pe același mecanism. Dacă vă uitați la ispitirea Evei de către diavol, mecanismul este foarte simplu. Să știți că diavolul nu este foarte creativ. El folosește același tipare, parcă trasă la Xerox, are instrumentele bine ascuțite pe cel mai deștept om din lume, Solomon, pe cel mai puternic om din lume, Samson, și niciunul dintre noi nu cred că suntem puternici ca Samson și deștepți ca Solomon, așa că și-a ascuțit daltele și înțepăturile și acele de ispitire pe personaje mult mai importante decât noi și sunt foarte sigure.
Dacă vă uitați la ispitirea Evei, două lucruri se întâmplă acolo. Unu, diavolul ne arată diferența dintre ce suntem și ce am putea fi. Și ne pune pe o pistă falsă a comparației cu noi înșine. Eva, tu așa de mediocră, nu vezi că Dumnezeu ăsta vrea să vă frustreze? Vă ține așa în aceeași plictiseală în grădina Edenului, roa la fel, voi vă întâlniți în răcoarea dimineții zi de zi, ai putea fi altceva, tu poți să devii, tu poți să fii mult mai mult decât ești acum. Și apoi, al doilea mecanism, primul este comparația cu tine însuți, în diferite stadii, fie cu trecutul, fie cu o perspectivă a ceea ce ai putea fi. Al doilea mecanism este comparația cu alții. Eva, ia uite în comparație cu Dumnezeu. Ați putea fi ca Dumnezeu. Ați putea cunoaște și deosebi binele și răul. Nu așa funcționează nemulțumirea la fiecare dintre noi? Ne uităm în poza din tinerețe, nu mai sunt cum eram. Și te îngrijorează orice riduleț și orice fir de păr alb și ai două imagini, imaginea prezentă și imaginea din trecut și ești profund nemulțumit de cele două imagini puse la oaltă. Sau, acum sunt cam gras, aș putea fi mai slab și proiectăm o imagine peste două săptămâni, dacă fac ce trebuie, o să fiu cu 3 kg mai slab. Fals. Imagini false. Diavolul e specialist în oglinzi deformate. Și spune oglinzi deformate spre trecut, retrospective, și spune oglinzi deformate spre viitor, în perspectivă. Și apoi te face să te compari cu ceilalți, cu nașii, finii și cumnații, cu rudenile, cu frații din biserică, cu cei apropiați. De ce copiii lor sunt mai deștepți, de ce copiii lor sunt mai frumoși, de ce curtea lor e mai mare, de ce gardul lor e mai drept. Nemulțumiți. Dragii mei, m-am uitat la un personaj care mă fascinează, Apostolul Pavel. Are toate drepturile să fie nemulțumit. Gândiți-vă la ce a pățit Apostolul Pavel. Vine antrenorul și îți spune, te antrenezi pentru maraton. Cu mine vei fi cel mai bun. Alergăm împreună. O să fii campion. Ești destinat, ești predestinat să fii primul, vei străluci, toate topurile vor începe cu tine și toți cei din urmă vor vrea să ajungă ca tine. După care pune mâna pe bâta de baseball și zdrobește genunchii. Sau vine profesorul de muzică și spune, ai așa o ureche, ai auz absolut, extraordinar, n-am mai văzut, ești pentru instrumente netemperate, vioară. După care ți-a mâna stângă. Și zdrobește fiecare deget. Gândiți-vă la cel care a primit din partea lui Dumnezeu misiunea de a fi apostolul neamurilor, are destrăbătut un teritoriu echivalat cu teritoriul Statelor Unite, trebuie să viziteze bisericile, trebuie să le încurajeze și Dumnezeu îl ține prizonier în pușcărie. Și nu oricum. În mizerie, în răcoare, în putoare, într-o celulă, dacă vizitați celula în care se spune că a fost închis Apostolul Pavel, este o celulă în care eu, și nu sunt om înalt, nu sunt om prea înalt, nu dincolo de 1,70, 1,68 întotdeauna, dacă intrați în celulă, odată că este într-o groapă, într-o grotă în care cobori pe niște scări în spirală și nu poți sta în picioare, este extrem de frustrant să nu poți sta măcar o dată în picioare. Dacă vrei să stai cu gâtul întins, trebuie să stai în genunchi. Dacă vrei să stai complet întins, trebuie să stai culcat pe piatra rece. Are de misionat o întreagă lume și Dumnezeu îl lovește cu bâta de baseball sfrângându-i genunchii unui maratonist autentic, pregătit din toate punctele de vedere, la picioarele lui Gamaliel, în filozofia vremii, vorbitor a trei limbi, cu cetățenie romană, cu drept de liberă trecere și Dumnezeu îl ține prizonier. Știți ce strigă acest om? Bucurați-vă și iarăși zic, bucurați-vă! Plin de cicatrici, 40 de lovituri fără una, cu conjunctivită cronică și ochii puroindu-i, de aceea spune, frații mi-ar fi dat chiar și ochii, nemai putând să citească, povară extraordinară pentru un intelectual. Și el spune, bucurați-vă, și iarăși zic, bucurați-vă, din fundul pământului, din pușcărie, din igrasie, din răcoare, așteptând execuția. Bucurați-vă, și iarăși zic, bucurați-vă. Mă fascinează personajul. Ce anume, care trebuie să fie aparatul conceptual?
Ce anume trebuie să-i fi modelat mintea acestui om? Ce concepții de viață trebuie să aibă acesta ca să poată striga dintr-o asemenea situație frustrantă în care oricare dintre noi, eu primul, am devenit bombănitori, acriți, frustrați și gata să luăm pe Dumnezeu de guler de ce ne face una ca asta? Vreau să ne uităm în Scripturi verset cu verset și să vedem ce anume îl face pe Pavel să strige bucurie din încercare, să strige mulțumire din strâmtoare, să exalte în momentul când este strivit. Mai întâi, dacă v-ați uitat la sfârșitul textului, este o diferență acolo, o distinție între, o tensiune între două verbe. Știu să trăiesc smerit și m-am deprins să fiu mulțumit. Dragii mei, dacă nu ne-am născut cu mulțumirea în sânge, dacă nu suntem mulțumiți în om natural și orice persoană optimistă prin născare, sunt unii așa, eu sunt un tip destul de pesimist și cinic, mărturisesc, și invidiez pe toți cei cu față senină, așa cum e Ken. Totdeauna l-am invidiat, cum poate omul să zâmbească tot timpul, când are, sunt atâtea de multe lucruri pentru care n-ar trebui să zâmbești. Întotdeauna m-am uitat cu oarece jind și multă vreme am zis, domnule, e o programare genetică. Și așa s-au născut mai blânzi, mai, eu așa acru din cauza moștenirilor. După aia am zis, nu, îi se datorează faptului că vine din alte spații. Noi români așa, trebuie să fim acri, bombănitori, că așa, comunismul a trecut pe lângă noi, meșterul Manole, cum, tragedie, Miorița, tragedie, deci cum să nu bombănești tot timpul? Deci așa e în spațiul ăsta și dacă te uiți în spațiul balcanic, într-adevăr, cam tot suntem plini de bombăneli și nemulțumiri, cam tot timpul. Dar nu e așa. Nu e așa. Mulțumirea se învață. Mulțumirea e o chestie de exercițiu. Știu, adică ai niște informații, ai ceva care îți mobilează mintea și m-am deprins. Exemplu. După cum mă uit la dumneavoastră, majoritatea dintre dumneavoastră sunteți absolvenți de liceu. Asta înseamnă că majoritatea a făcut șiruri și integrale. Am dreptate? Dacă majoritatea ați făcut șiruri și integrale, întrebarea mea este câți dintre dumneavoastră mai știți să rezolvați șiruri și integrale astăzi? Dacă avem câțiva ingineri practicieni sau matematicieni, bănuiesc că este o minoritate din această majoritate care a terminat liceul. De ce? Că n-ați învățat? Nu, ați învățat. Dar de ce nu mai știți? Pentru că nu v-ați deprins. Pentru că nu ați exersat. Dacă punem pe tablă acum și rezolvăm, gata, mi-aduc aminte cum să faci. Ați învățat limbi străine, dragii mei, franceză, cei mai în vârstă rusă, mai știm să dialogăm? Nu, pentru că nu pentru că n-am învățat, nu ne-am deprins. Când am plecat în vară la Auschwitz și am anunțat încă de prin ianuarie la Iris cu tinerii de acolo că vom merge și vom face călătoria Oradea Auschwitz, au venit mai mulți de și eu. Zic nu. Dar de ce? Că știu să merg pe bicicletă. Știi, dar nu ești deprins să faci 125 de kilometri pe zi. Mare diferență. Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le știm ca să fim mulțumiți și apoi mulțumirea este o cruce de fiecare zi. Trebuie în fiecare zi să te deprinzi prin întrebuințare să fii mulțumit. Nu este un lucru ușor, mai ales pentru oameni ca mine. Nu este un lucru ușor, bănuiesc eu, pentru fiecare ființă umană zămislită în păcat. Așadar, haideți să ne uităm puțin în ce se întâmplă în mintea apostolului ca să înțelegem cum anume s-a deprins el după ce va fi știut ce va fi știut. Mai întâi trebuie să facem o observație pe textul nostru. Cum spunea un clasic în viață, orice text scos din context devine pretext. Textul nostru începe cu... De aceea. De aceea creează o relație cauză-efect cu ceea ce este mai înainte. Așa că suntem obligați să citim ceea ce este mai înainte și descoperim următorul lucru, versetele 20 și 21 din capitolul 3. Iată ce spune acolo. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Observați?
Acest maratonist cu genunchii frânți știe că alergarea lui nu-i pentru 60 de ani pe pământ, ci pentru o veșnicie întreagă, de acolo de unde își capătă sensul. Dragii mei, una dintre sursele mari de nemulțumire în viața noastră este că nu suntem mulțumiți cu poziția în care ne-a așezat Dumnezeu. Nu suntem mulțumiți unde ne-a poziționat în familie și bombănim că de ce ne-am născut în familia aia, că am fi putut și noi să ne naștem într-alta. Nu suntem mulțumiți de satul sau orașul sau zona sau, în zile de astăzi, țara în care ne-am născut. Pascal spunea, multe rele de pe lumea asta s-ar rezolva dacă omul ar ști să stea la locul lui, în camera lui, într-un singur loc. Și am fi mulțumiți cu poziția în care ne aflăm. Ce se întâmplă la Apostolul Pavel? Privește în perspectivă și ca să-și asigure mintea de liniște. Are o eclesiologie și o escatologie mai ales corectă. O să ajungem imediat la eclesiologie. Are o escatologie corectă. Ce se întâmplă în viitor? Cetățenia noastră este acolo. Destinația noastră este acolo. Poziția mea nu e în pușcărie. Știți cum începe Epistola către evrei, dacă i-o atribuim lui și dacă nu i-o atribuim lui, tot minunat este. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci multe feluri, multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile le-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. O perspectivă diferită asupra timpului. El este oglindirea lui și întipărirea ființei lui și ține toate lucrurile, cuvântul puterii lui. A făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Pavel privește acolo și ce vede? Privește istoria dinspre acolo, înspre prezent. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm pe cine? Pe cel care ține timpul, pe cel care ține veacurile, pe cel care ține segmentele noastre mici de timp, pe Domnul Iisus Hristos. Al doilea lucru, El va schimba trupul stării noastre smerite cu toate cicatricile, cu diabetul, cu pancreasul care nu mai funcționează, cu firele albe. A doua sursă de nemulțumire pe când lângă poziția și locul în care ne-a pus Dumnezeu prin suveranitatea Lui este că ne uităm la trecere, la timp și suntem nemulțumiți. Ne zgâim în oglindă în fiecare dimineață, încă un rid să-l acoperim, încă un fir de păr alb. S-a uitat astăzi un frate la mine și mi-a spus așa, ca la groși, ce frate, cum trece timpul, domne? Când v-am văzut ultima dată erați cu părul des și negru și atunci, acum sunteți cu el mai puțin și un pic alb. Ce să-i zici, Lar? Slavă Domnului! Ăsta este semnul că zgâindu-mă în oglindă primesc mesajul din partea celui de acolo că mă pregătesc pentru schimbarea trupului smerit al stării noastre. Iată cu ce se schimbă. Și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Să uită Apostolul Pavel la cicatricile lui, la rănile deschise, la tot cortul acesta care spune să desface, la templul temporar al trupului care este templul Duhului Sfânt, nicio discuție. Și spune, ce să fii nemulțumit? Discutam ieri, am petrecut 9 ore bătând coclaurii cu o familie, am făcut vreo 60 de kilometri pe coclauri cu bicicletele, 2600 diferențe de nivel. El era mai în vârstă decât mine, amândoi aveam pulsometri pe mână și el îmi spunea, cât e pulsul tău? 145. Al meu e 160. Cât e pulsul tău? 170. 181. Și vedem că e ciudă și că mă invidiază. Și zic, Leontin, dragul meu, știi de ce e așa? Pentru că te gândești la el. Ai intrat deja într-un cerc vicios și cu cât începi să te îngrijești mai mult de trup și cu cât îi dai atenție mai multă, cu atât observi mai tare decadența, crăpăturile din cort, cu atât vezi că vasul acesta de lut începe să se desfacă. Dragii mei, ce vede Apostolul Pavel este comoara pe care Dumnezeu a pus-o în vasele acestea de lut. Slavă Lui!
Ce minune să ai scânteia dumnezeirii și să ai perspectiva maratonului care nu este de 60 de ani, de 70 de ani sau de 80 de ani pentru cei mai tari, ci pentru o veșnicie întreagă. El s-a dus să ne pregătească un loc și va veni să ne ia în locul acela. Observați? O escatologie corectă, doi, o antropologie corectă. La întrebarea ce este omul, apostolul Pavel răspunde mai mult decât trupul care se desface. Mai mult decât trecerea prin lume. E, acum vine, de aceea, preiubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul preiubiților. Dragii mei, dacă apostolul Pavel ar fi fost dimineață la biserică sau după amiază la biserică, în niciun caz n-ar fi plecat bombănind. Că e prea lungă predica, că n-a cântat corul cântarea pe care a vrut-o el, că au fost prea multe puncte sau prea puține puncte la program, că nu i s-a dat lui solo, că n-a apucat să-și spună poezia, că n-a mai fost loc, n-a predicat predicatorului preferat și așa mai departe. Apostolul Pavel nu vine ca noi, ce să mă, acum, na, da, deci, m-am dus la biserică, noi așa pocăiți nu avem alt loc de socializare și parcă mergi târându-ți picioarele spre stația de tramvai și după aia târându-ți picioarele la biserică, te uiți să nu te așezi lângă persoana greșită și stai și rabzi două ore și aștepți să termine. Și este lunga oră de rugăciune de dimineață. Și după aia lunga oră de studiu biblic și după aia lungile ore în care stai într-o comunitate în care parcă nu prea-ți găsești locul. Nici la balcon, nici jos. Săptămâna aceasta, la o întâlnire cu frații, au venit doi păstori din Ucraina, din Lugansk. Fratele Elisei din Lugansk ne-a arătat biserica incendiată, cea mai mare biserică baptistă de acolo, biserica incendiată, și ne-a spus ce au pățit credincioșii. Doi păstori au fost împușcați, câțiva slujitori sunt dați dispăruți, membrii din biserică au fost fie dați dispăruți, fie au plecat, nu se mai știe de ei, iar unii au fost pur și simplu alungați din oraș. Au plecat pe ei doar cu tricouri, în august, în iulie, doar cu tricourile de pe ei, în mașină, în ladele alea înghesuite și au reușit să iasă, să se refugieze din oraș. Știți după ce tânjesc creștincioșii aceia acum? După serviciile care dumneavoastră vi se par plictisitoare. După părtășia fraților. Știți ce scrie apostolul Pavel din pușcărie? Iată. De aceea, preiubiții și mult doriții mei frați, și observați cum continuă, bucuria și cununa mea, cânta fratele Niculiță Moldoveanu, frații mei, icoanele mele cu salbe de crin. Asta sunt frații mei. O eclesiologie corectă. Ești în adunarea sfinților în închinare. Acesta este terenul de antrenament, da, încă n-a venit gloria, este terenul de antrenament pentru ceruri. Deseori fac acest exercițiu, în mai multe biserici fac acest exercițiu și o să-l fac și în biserica dumneavoastră acum. Imaginați-vă următorul lucru, se crapă tavanul, Domnul vine în chip vizibil în mijlocul nostru și spune așa: scumpă biserică, acum e răpirea, mergem toți direct în ceruri. Regula este următoare. Pentru următorii 10.000 de ani din eternitate, vei sta exact lângă cine te-ai așezat. Eu am crezut că o să mergem așa și o să facem cum facem în curtea școlii când jucam țară-țară vremostaș. Sau când jucam fotbal noi băieții, ne alegeam pe cine voiam noi în echipa noastră. Mie îmi place cu Gicu, cu Lenuța, cu Costel, cu Mărioara și facem noi mica noastră gașcă în care ne simțim bine. Că ai, ce rost are dacă nu te cunoști cu ei. Adunarea, așa cum s-a pomenit înainte, Apocalipsa capitolul 7 este extraordinar. Din orice limbă, din orice seminție, din orice neam, fiecare vine cu specificitatea lui și toți sunt străini. Dar în același timp te-ai înfrățit în același sânge în Domnul Iisus Hristos. O escatologie corectă, o antropologie corectă și o eclesiologie corectă are apostolul Pavel ca să poată să fie mulțumitor. Dragii mei, nu putem să fim mulțumitori dacă nu știm lucrurile astea. Nu putem să fim mulțumitori dacă nu știm unde suntem și încotro ne îndreptăm. Asta ne dăruiește sensul.
Sensul este una dintre nevoile fundamentale ale ființei umane. Dacă nu știi de unde vii și unde te duci, pentru ce să mai cugeți asupra vieții? Toate religiile din lume cugetă asupra acestei traiectorii. De unde venim și unde ne ducem? Unde suntem, Pavel, în pușcărie? Unde ne ducem? Cetățenia noastră este în ceruri. Ce se întâmplă cu trupul nostru? Este trecător, îl vor mânca viermii, nici de cum. Trupul acesta al stării smerite se va schimba într-un trup de slavă. Citiți 1 Corinteni 15. În ce comunitate ne aflăm? Comunitatea Sfinților în închinare. Citiți începutul epistolei către Efeseni. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu către sfinții care sunt în Efes. Le dă adresa corectă aici. Și urmează o adresă incorrectă. Și credincioșii în Hristos Iisus, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnul Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Într-un fel, adresa ta corectă este în Cluj, în Oradea. Adresa și mai corectă este că suntem în locurile cerești în Hristos. Acolo ne este locul. 4. Apostolul Pavel nu este singur. E împrizonierat singur, dar nu lucrează singur. Are extensii, are ucenici, are colegi. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul, unitate. Și pe tine, adevărat tovarăș de juc, te rog să vii în ajutorul femeilor acestor care au lucrat împreună cu mine, pentru Evanghelie, Clement și ceilalți tovarăș de lucru. Observați că ceva se repetă aici, tovarăș de lucru, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții și din nou perspectiva aceea escatologică, cerească. Tovarăș de lucru aici, colegi de suferință aici, Timotee, tu care ai privit la suferința mea, la răbdarea mea, la perseverența mea, la lucrurile pe care le-am îndurat, la persecuțiile mele. Nu e așa că în ultimul timp ai început să te izolezi? Să capeți așa un fel de sictire existențial. Ești pocăit de multă vreme, te-ai obișnuit și ai trecut cam prin toate lucrările bisericii și ai ajuns într-o stare, o numesc eu, de prepensie spirituală. Ești așa înaintea pensiei spirituale. La unii apare chiar foarte devreme, imediat după ce s-au căsătorit, parcă îi anestezează ceva și gata, nu mai se implică în absolut nimic. Și ai venit, acum sunt alții, să slujească alții. E a treia oară când îl văd pe Ken aproape implorându-vă să veniți să cântați. Să cântați, deci e de bine. Nu v-a invitat la priveghi, să cântăm Domnului. Și stăm așa și început să ne izolăm, am rupt relațiile. Și avem așa oarecare tânjire după vremile în care îți mai amintești când mergeam cu Colinda pe vremea lui Ceaușescu, ce bine era și ne întâlneam. N-aveam căldură în apartamente, dar ne strângeam toți și fiecare aducea câte o ciosvârtă și făceam acolo o mică agapă și făceam o salată biof amestecată cu de toate și fiecare unul aducea mazăre așa și era așa de bine. Și acum parcă nu mai știm numerele de telefoane. Te-aș întreba, dragul meu, când ai o problemă, care este primul număr de telefon care îți vine în minte să trimiți un SMS și să spui roagă-te pentru mine, ăla ți este tovarășul de jug, ăla ți este tovarășul de lucru. Când este ultima dată când ai venit la cineva din conducerea bisericii care se ocupă cu evangelizarea și să spui frate, astăzi, întâlnirea asta, săptămâna asta am avut niște întâlniri, dar întâlnirea de astăzi a fost cea mai grea. Am ajuns să discut cu o persoană despre Dumnezeu și am ajuns la capătul argumentelor, nu mai știu. Nu puteți trimite un frate mai priceput să vină cu mine, că persoana respectivă chiar ne deschide ușa și am putea să mergem să vizităm. Ăla este tovarăș de lucru. Tovarăș de slujbă. Noi suntem niște haiduci spirituali care fiecare pe cheltuiala lui, fiecare în direcția lui. Fiecare, ca în vremea judecătorilor, face ce-i tună prin cap și crede că e propria lui lucrare. Este un mic SRL spiritual sau, în cel mai bun caz, o mică afacere spirituală de familie. Noi cu ai noștri. Nu, dragii mei, perspectiva este comunitară. Este lucrarea trupului lui Hristos și nu suntem îndeajuns noi înșine. Avem nevoie de ceilalți. Suntem neadecvați să lucrăm noi înșine. 5. După ce ne arată Scriptura cam ce este în mintea apostolului Pavel,
o escatologie corectă, o antropologie corectă, adică despre viitor, despre sine, despre comunitate, o eclesiologie corectă. Acum vin sfaturile. Bucurați-vă și iar zic bucurați-vă, parcă altfel înțelegem acum de ce să ne bucurăm. Vedeți, bucuria lui Pavel nu este așa un hi-hi-hi, șaha, un fel de hlizeală fără sens. Bucurați-vă și iarăși zic bucurați-vă, când spune această repetitivitate, iterativitate, bucurați-vă, iarăși zic bucurați-vă, și iarăși zic bucurați-vă, și iarăși zic bucurați-vă, este un lucru care trebuie exersat zi de zi, minut de minut, secundă de secundă. Bucuria este o stare achiziționată, nu-ți vine de nimic. Nimic din structura noastră nu tinde să se bucure. Suntem supuși, trăirile noastre sunt datorită unei succesiuni de reacții chimice. Dacă ești în hipoglicemie, nu te simți bine. Dacă ești prea plin, ești prea somnoros. Dacă ești nedormit de 3-4 zile, fii fericit dacă poți. Dacă ai lucrat de noapte, încearcă să trezești pe careva a doua zi dimineață. Hai când cântăm imnuri și cântări de laudă, nu o să poată. Suntem victimele trăirilor noastre care sunt când sus, când jos, suntem așa de inconsecvenți. Bucurați-vă și iarăși zic bucurați-vă, întotdeauna zic bucurați-vă, este un lucru care trebuie deprins. Acum știi niște lucruri. Aici intrăm în parte de deprindere. Știi cine ești, știi încotro te duci. Știi care ți este comunitatea cu care te bucuri aici, știi care este comunitatea viitoare și acum urmează partea de deprindere. Bucurați-vă totdeauna, dar bucuria aceasta are și are sursă în Domnul. Noi nu ne bucurăm când cad prunele. Noi nu ne bucurăm când se culeg viile. Noi ne bucurăm când vin prietenii și facem o chermeză. Nu ne bucurăm neapărat când ni se dă o masă pe gratis. Noi ne bucurăm întotdeauna în Domnul. Dacă te bucuri doar în prezența prietenilor, blestemat este omul care se încrede în om, pentru că omul este ca o trestie în care dacă te sprijini, ți-a străpuns mâna. Eu cunosc o singură persoană în univers despre care se spune că este același ieri, azi și în veci de veci, slăvit să-i fie numele Lui. Dacă vrei ca bucuria să-ți fie constantă, trebuie ca sursa bucuriei să fie pururea izvorătoare și constantă. Toți suntem destinați dezamăgirii. Mă uit și cred că am consiliat împreună cu soția zeci de cupluri și ne uităm cu drag la ei, cum se uită cu drag unul la celălalt și spun și promit, frate, soare, noi vom fi altfel. Zic, cum adică? Să știți că povestea noastră de dragoste este atât de minunată, noi vom fi altfel. Dar în ce sens? Eu mă uit la voi și sunteți în carne și oase, sunteți la fel ca noi și eu vă pot garanta împreună cu soția și vă pot da cu semnătură că o să vă dezamăgiți unul pe altul. Nu! Bine, mai vorbim. Când se întâlnesc două firi pământești, când se întâlnesc două ființe în păcat născute, zămislite, când se întâlnesc doi oameni care au aceeași nevoie de răscumpărare și aceeași nevoie de sanctificare, ce credeți că este de acolo fără Duhul lui Dumnezeu între ei? Bucuria noastră este izvorâtă din Domnul. Dacă ne ancorăm în Domnul, suntem într-o sursă sigură. Și vedeți, Apostolul Pavel își ancorează bucuria lui în Domnul și îi sfătuiește pe cei din Filipe să se bucure în Domnul. Apoi, al șaselea lucru, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. De ce? Pentru că Domnul este aproape. Blândețea este greu de definit. Întotdeauna m-am întrebat cum să fii blând fără să fii bleg. Foarte greu. Și m-am uitat în Scripturi, că tot în Scripturi aflăm răspunsul, și am dat peste cel mai blând om de pe pământ. Cine este? Moise, un criminal cu dosar. Nu-i așa? Greșesc? Moise este un criminal cu acte în regulă. Fugar. Dar așa l-a zdrobit Dumnezeu în 40 de ani. Așa a modelat în caracterul lui, încât după 40 de ani de pustie și după 40 de ani de izolare,
când l-a readus Dumnezeu în fața poporului și când a fost ispitit de revolta fraților lui, când s-au răsculat alții, blândețea lui Moise ne arată următorul lucru. Blândețea este acea caracteristică pe care o are cel care poate renunța la autoritate când și-o poate exercita, la putere când o poate exercita, la drept când îl poate avea. Moise știu să facă pasul înapoi și să spună nu. Ar fi putut să-i pedepsească, nu. Și vine Dumnezeu cu o propunere amețitoare. Spune Moise, eu pun mâneca pe masa istoriei, ștergem poporul ăsta și îl dăm la o parte și facem noi doi un popor nou, începător cu tine. Ce părere ai? Răspunsul lui Moise cel blând, mai bine mă ștergi pe mine din cartea ta decât pe ei. Asta e blândețe. Criminalul Moise știe să facă pasul înapoi și toată lumea să se minuneze de ce n-a intrat în ei. De ce Moise n-a cerut din partea lui Dumnezeu? De ce Moise cel mânios nu și-a învârtit bastonul peste întreg poporul să piară că ar fi avut puterea, autoritatea, dreptul și ar fi putut reclama din partea lui Dumnezeu acest lucru? Știți ce spune aici? Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Deci, acum hai să le adunăm puțin. Suntem în contextul mulțumirii, da? Ați cunoscut vreodată om care să fie mulțumit și să nu fie bucuros? Ați văzut om care să aibă bucurie și să n-aibă și mulțumire? Că sunt surori siameze, nu prea le poți despărți. Dar ai văzut om care să renunțe de bună voie și să nu fie mulțumit? Care este opusul blândeții? Opusul blândeții este exact chestia aia cu care ne naștem. Vreau pentru mine, e al meu. Reflexul copilului care ți-apucă mâna, imediat ce ai pus degetul, ți-apucă mâna, ăla este opusul blândeții. De aceea un copil mic nu este blând. Copilul mic este cea mai egoistă persoană. Ne rearanjează nopțile, ne rearanjează camerele, ne reordonează întreaga, el devine centru și axis mundi, în jurul lui se învârte toate, este extrem de reclamant. Blândețea este după ce Dumnezeu ne dezintoxică de acest ego și începem să spunem, pot renunța. Una din primele mele experiențe pastorale a fost foarte traumatizantă. Am avut de împăcat două familii care, din câte am înțeles din istoric, se certau de vreo 80 de ani. Lăsaseră moștenire copiilor și nepoților conflictul. Tot conflictul a pornit de la învecinare. Două curți, una era mai ridicată și una mai jos. Și toate zoaiele, când ploua, tot găinațul adunat și toate șiroaiele cu murdărie curgeau dintr-o curte în alta. Și scandal, și strigăte, găini moarte aruncate peste gard. Dacă sărea un animal, îl primeau înapoi decapitat și așa mai departe. Și încercăm să ne înțelegem. Zic, frate, și rudenii între ei. Rudenii de sânge de gradul 1. Zic, hai să rezolvăm problema. Cedați fiecare din partea lui și faceți un șanț. Sau, unul să cedeze celuilalt și ăla să facă șanț, un șanț de drenaj. Nu. Frate, duminica la biserică, spuneți dumneavoastră de astea, noi mâine mergem la tribunal. Măi, oameni buni, 30 de centimetri de pământ și dacă încercăm să te îngropăm în el, nu putem să te îngropăm decât în dungă, lasă! Nu? Că e de la tata. Ei, vedeți diferența între ceea ce spune apostolul? Și cum ia imaginați-vă, vă rog, cum adoarme omul ăsta seara. Ia imaginați-vă după ce toată ziua s-a uitat printre garla ăla să vadă ce a mai făcut, dacă e bine, dacă nu cumva s-a îmbolnăvit în bolnăvirea. Și după aia adoarme noaptea. Și după aia zice, frate, știți, am foarte mari probleme cu fierea. Păi da, că ești rău de fiere, fierea e amară. Cum să nu te plângi că ai 180 cu 110 mi-a ieșit tensiunea? Păi cum să nu? Și n-am putut dormi, păi cum să dormi? Ce mi-ar place mie să fim bârfiți, cum s-a spus aici, bârfiți noi pocăiții, să fim bârfiți pentru blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Dom'le, nu-l pot înțelege, nu-l pot înțelege cum de-a renunțat, avea dreptul. Putea să-l dea în tribunal. Nu înțeleg cum întoarce și obrazul celălalt. Nu înțeleg cum se lasă batjocorit. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. De ce? Care e rațiunea? Domnul este aproape. Explicați-mi, vă rog, cum poți să te cerți pentru 30 de centimetri de curte când Domnul este aproape. Explicați-mi, vă rog, cum poate cineva reclama la tribunal că e de la tata când se roagă în fiecare
duminică, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm procesnicilor noștri. Înțelegeți, dragii mei? E, acum altă întrebare. Ați întâlnit om care să fie așa, blând, să renunțe, inimă largă și să nu fie mulțumit? Socrul meu era așa. Eu n-am cunoscut om mai blând ca el. El, când se enerva el cel mai tare și spunea ceva de genul, nu-i drept. Și veneau oamenii și îl păcăleau. Și îi spuneau, Nea Gheorghiță, dă-ne cutare și dă-ne o stivă de lemne și fă-ne un stup și fă-ne un coșciug și iert împlar și apicultor. Și spuneam, tată, te păcălește. Tată, ești tata a 10 copii, te păcălește, noi fiind cum nații cei mai mari. Te păcălește. Lasă că are Dumnezeu grijă. Niciodată nu l-am văzut pe omul ăsta scrâșnind din dința nemulțumire. Să-i blândeți. Cum poți să nu fii mulțumit? Când perspectiva ta este cetățenia mea în ceruri, acolo am niște proprietăți extraordinare, de ce să fiu nemulțumit de ce mi se întâmplă și cu tare îmi bagă mâna în buzunar și ăla mă jefuiește când el din slava asta smerită pe care noi o căutăm, slava sa, cea măreață, acolo e destinația noastră, de ce să fiu nemulțumit? Și vine următorul, în logica textului, bucurați-vă, fiți blânzi și imediat, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri, dar nu uitați un lucru, întotdeauna însoțite cu mulțumiri. Le spun celor de pe Valea Crișului, am mers pe culmile dealurilor ieri, 66 de kilometri. Extraordinar de binecuvântată zonă. Și le spun adesea celor de acolo, Valea Drăganului, Valea Brădcuții, Valea Iadului, ce nume, le spun, dragii mei, dumneavoastră călătoriți prea puțin. Voi nu știți ce înseamnă să vezi inundații, cum sunt în Serbia. Inundații ca în zona Băcăului. Nu știți ce înseamnă secetă ca în Oltenia, că un om de dimensiunile mele poate intra în crăpătura pământului până la mijloc și încă nu ajungi la fundul crăpăturii. Sunteți într-o zonă extrem de binecuvântată. A fost un an bun? Mulțumiți lui Dumnezeu. A fost un an rău? Aduceți-i la cunoștința lui Dumnezeu, stăpânul Universului și al holdelor, împreună cu cereri și cu mulțumiri. Tot apostolul spune, aruncați, nu-i dați lui, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Verbul este extrem de violent. Este ceva, imaginați-vă următorul lucru. Ești în casă, lucrezi, soțul, soția sau copiii spune, mamă, vezi că ai un paianj în mare pe tine, unde? Și cu o senzație de scârbă, cu tremurare, dar violent, îl dai jos de pe tine, așa-i? Asta e îngrijorarea. Aruncați asupra lui îngrijorările voastre. Vezi care e diferența dintre îngrijorare și grijă? Grija, dragii mei, este pentru lucrurile pe care le putem controla noi. Cine nu se îngrijește de ai săi este mai rău ca un păgân. Dacă mâine nu te duci la muncă, pentru că Dumnezeu ți-a dat o revelație să stai în canapea și să meditezi la sensul vieții, în loc să sporți de grijă de familie, ești un om care nu are grija cea bună. Ai grijă să mergi mâine la servici, ai grijă să-ți îngrijești de casă, să-ți faci economii, să ai perspectivă pe cât îți dă Dumnezeu. Ce-i îngrijorarea? Dacă fac infarct la 51 de ani, s-ar putea să faci. Dacă ești credincios, mergi împreună cu Domnul. E un lucru pe care nu-l poți controla tu. Îngrijorările sunt acele toxine spirituale pe care trebuie să le aruncăm. Îngrijorările acestea sunt ca un stol de viespi pe care tot timpul sunt în capul nostru. Vedeți? Ați încercat vreodată să nu vă gândiți la nimic? Pur și simplu așa să stai? Acum nu vreau să mă gândesc la nimic. Și imediat în următorul gând te gândești că tu nu te gândești la nimic. Și te gândești că vrei să nu te gândești la nimic.
Pentru că mintea nu poate nici când să stea liniștită fără să se gândească la nimic. Așa că mintea, în momentul când ți-ai alungat îngrijorările din ea și ai scăpat de viespelele și de paianjănii și de șobolanii îngrijorărilor care îți fac viața un calvar și un coșmar, e trebuie înlocuită cu ceva. În logica textului urmează mai departe al optulea lucru. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile, mintea. Dar nu oricum. Cristologia e acolo. Noi nu facem yoga. Noi nu dăm ochii peste cap și punem mâinile așa și spunem nu mă gândesc la nimic, nu mă gândesc la nimic, mă scufund acum ca un bulgăre de sare într-o găleată cu apă și... Nu. La noi totul are sens. Un sens personal și are o față. Fața Domnului Iisus Hristos. Această pace care întrece orice pricepere este neînțeleasă de toți cei care n-au cum să priceapă paradigma creștină, n-au cum să priceapă viața unui creștin care este locuit de persoanele Sfintei Treimi, de Domnul Iisus Hristos, Hristos în voi, nădejdea slavei, căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt. N-are cum să înțeleagă această idee. Vă va păzi inimile și gândurile. Cum să stai cu mintea limpede în Auschwitz și să ieși de acolo întreg la minte? Cum să stai cu mintea limpede în fenomenul Pitești? Fenomenul Pitești este, se pare, din câte am vorbit cu un supraviețuitor, mult, mult mai grav și mai îngrozitor decât ce se va fi întâmplat în Auschwitz. Pentru că în Auschwitz știai clar că ăia sunt răi nemții. Și noi de partea asta suntem persecutați, dar în fenomenul Pitești te trezeai în miez de noapte că erai aruncat din pat de colegii de celulă, în aceeași suferință cu tine, și atunci chiar nimic nu mai avea sens. Și erai bătut până se căreau toți dinții din gură și oasele erau fracturate. De cine? Nu de gardieni. Cum să ieși cu mintea întreagă de aici? Doar prin Hristos. Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Dacă tot ne-am golit mintea, mintea nu poate să fie limpede fără nimic. Ea trebuie umplută de pace și este motorul acela care te trezește în fiecare dimineață. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească, aceea să vă agite, aceea să vă trezească, aceea să te facă să faci... Pentru asta merită să trăiesc. Nu mai pot de entuziasm. Sunt oameni care se trezesc ca computerul din stand-by. Când ai apăsat pe tastatură, imediat ies la iveală când aud o bârfă. Mai spune. Chiar așa s-a întâmplat? Ai cumva mai multe detalii? Ca prăjiturile dulci se duc pe gât. Ar merita un mesaj separat. Numai pe acest verset. Atât este de adânc. Tot în lănțuirea aia, tot ce este vrednic de cinste, acele lucruri, spune apostolul în altă parte, nici măcar să nu fie pomenite între voi. Urmează în versetul 9, al 10-lea lucru, Pavel are curaj să dea ca model. Și dacă am învățat că mulțumirea se învață, că este parte informație și parte pedagogie, parte deprindere, că este un lucru care trebuie să se bazeze informațional, pe ceva, o temelie informațională și după aceea trebuie să fie o deprindere de fiecare zi, un exercițiu de fiecare zi, spune în felul următor și are curajul să spună așa, ce ați învățat? Este o dimensiune epistemică în mulțumire, n-ai cum să fii mulțumit în gol. Nimeni nu se trezește dimineață și se duce în oglindă și încis să bărberește sau în timp să se aranjează, spune, astăzi am decis să fiu mulțumit. M-am tăiat cu lama, nu mai sunt mulțumit. Astăzi am decis să fiu mulțumit. Și ai o colică renală, nu mai ești mulțumit. Pentru că în economia mentalului tău, în paradigma pe care ai, nu este destul loc pentru ceva superior, colicii renale sau a tăiturii din obraj care ți-a stricat toată ziua sau a celui care s-a înghesuit în tramvai cu tine și tot te înghesuie și tot te înghesuie și tot te înghesuie și te-a stricat, ăla mi-a stricat ziua.
Ți-a stricat mulțumirea. Tu plecați așa de bine programat. Și așa, frate, așa am plecat la biserică, ca să știți că eram programat să fiu sfânt toată ziua. Când l-am văzut pe ăla, cum mi-a blocat, domne, intrarea și n-am mai putut și a trebuit să vin pe jos până la biserică, mi-a stricat toată ziua. Ce ați învățat are o dimensiune epistemică, trebuie să știi niște lucruri, că nu-ți vine de la tine în mod natural. Ce ați primit și sunt tezaur pe care numai o asemenea comunitate îl poate dărui, biserica. Numai în biserică se poate întâmpla ucenicia, așa cum numai din familie se poate da zestrea. Când facem zestre copiilor noștri, luăm din proprietățile noastre comune și dăm zestre copiilor. Ați primit și copiii noștri primesc de la noi, nu doar blestemata de moștenire genetică, că în păcate am zămislit, ci primesc lucruri bune, primesc obiceiuri din partea noastră, primesc reflexe familiale, comunitare din partea noastră. Ce ați primit? Ce ați auzit de la mine? Este o parte care trebuie rostită în familie. Și în sărbători ca acestea de mulțumire, venea tata cu fiul și trebuiau să rememoreze toată istoria. Eram un arameu pribeag și acum avem țară. Eram rătăcitori și acum Dumnezeu ne-a dat moștenire. Eram fără nimic în lume, la castraveții și usturoiul altora și acum Dumnezeu ne-a dat îmbelșugare. La astfel de sărbători, sărbătorile acestea erau sărbători care, în care familia se insera în comunitate și trebuia să faci anamneză, să-ți amintești tot ce s-a întâmplat în trecut ca să fii mulțumitor. Ce ați auzit de la mine? Și erau niște lucruri care trebuiau auzite. Ce ați văzut la mine, aceea să faceți și Dumnezeu păcii va fi cu voi. Urmează o scurtă ironie la adresa celor din Filipi. Știți că din când în când Pavel a avut curajul să ceară sponsorizări. Unul din sponsorii lui, se pare, a fost Filimon, un om foarte bogat. Și Filimon i-a plătit probabil multă vreme călătoriile acestei misionare. Știți, călătoriile misionare nu se făceau așa. Cădea din cer câte o pungă de bani și Pavel o lua și pleca mai departe. Oameni ca Filimon și alții, Acuila și Priscila și alții, îl ajutau pe Pavel în misiunile lui. Am avut o mare bucurie în Domnul, în sfârșit, că ați putut să vă înnoiți simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar n-ați găsit prilejul. Erați gata, gata, dar încă n-ați făcut. Și acum spune... Să nu cumva să credeți că am nevoie de resursele voastre ca să fiu mai bine. Versetul 11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc, oricând. Revenim la ceea ce spuneam la început. Dragii mei, mulțumirea este o stare de achiziție, grea achiziție, pe care trebuie să o începi chiar acum, nu de mâine, nici de poimâine. Este o hotărâre pe care trebuie să o iei. Este la fel ca dragostea pentru soție, la fel ca dragostea pentru soț. A trecut perioada tinereții și s-a dus luna de miere, când în mod natural acea dragoste venea. Acela foc a fost focul de paie care ar fi trebuit să aprindă un alt foc. Starea de mulțumire înaintea Domnului este un lucru pe care îl decizi în virtutea aparatului conceptual, biblic bine rădăcinat, pe care l-ai din Scripturi. M-am deprins să fiu mulțumit. Și iată ce spune versetul 12. Știu, este o pricepere să trăiești smerit, știu să trăiesc în belșug, în totul, fizic, oriunde aș fi geografic, în burta pământului, în pușcărie sau în casa lui Filimon. Știu în totul și pretutindeni, m-am deprins să fiu sătul și flămând. La un moment dat călătoream prin Statele Unite, a trebuit să facem o călătorie destul de lungă, eram după 17 ore de condus, 16-17 ore de condus și eram împreună cu un prieten, om de afaceri, îi mergeau afacerile foarte bine în perioada respectivă și la un moment dat eram atât de obosit încât l-am întrebat, mai poți conduce tu? Nu mai puteam conduce niciunul, era riscant să mergem mai departe și atunci am intrat într-un oraș destul de măricel, am ajuns până în centrul orașului și la primul hotel unde a putut opri mașina, acolo a oprit, am descărcat, au venit valeții după noi, hotel de 5 stele, cam părați, am zis, oleu, unde am nimerit, îți dai seama,
o să ne taxeze și cu banii ăștia pe care îi dăm noi aici la ăștia o să putem hrăni în România, o să facem salarii pentru doi misionari și văduve și orfani. Și atunci mă ia el, spune, auzi, liniștește-te. Și mi-a citat acest verset. Știu să trăiesc și în sărăcie și în belșug când este cazul. Să nu credeți că apostolul Pavel a fost tot timpul în pușcărie. L-a luat și l-a ținut Filimon din masă în masă și l-a ținut pe resursele lui. Și cu toate astea, apostolul Pavel îi spune, ca să nu zic că eu îți sunt dator ție, tu mi-ești dator mie, că te-am ucenicit. Dragii mei, atâta liniște și atâta relaxare, să trăiești și când ți-e bine și când ți-e rău. Dragii mei, unora dintre noi le merge bine, slavă Domnului. Avem case, avem ce ne trebuie, stai relaxat. Dumnezeu s-ar putea într-o zi să compenseze. S-ar putea să te trezești și spunea fratele din Lugansk, în localitatea respectivă nu mai este nici o singură clădire cu geamurile întregi, că-i casă de om sărac sau e vilă. Și oameni care au avut avuții mari au trebuit să se refugieze și să plece cu hainele pe ei. Bucură-te de ceea ce ai acum. Bucură-te de ceea ce ai astăzi. Bucură-te, dar cu nădejdea că vei fi într-un alt loc, în altă parte, altfel, altcândva, într-un alt trup de slavă. M-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Observați cum răsare cristologia permanent. Observați după o escatologie corectă, doctrina despre viitor, încotro ne ducem, care este sensul vieții. O antropologie corectă, cine sunt eu, care mi este locul în lume. O eclesiologie corectă, care este comunitatea în care sunt acum și comunitatea de destinație în care voi fi. Tot timpul cristologia apare. În Hristos, bucuria voastră să fie în Domnul, pot totul în Hristos care mă întărește. Cum să spui, Pavel dragă, înlănțuit, împrizonierat, că tu poți totul în Hristos care te întărește? De unde atâtea resurse de optimism? De unde atâtea resurse de viață? De unde atâta bucurie perpetuă? Bucurați-vă, și iarăși zic bucurați-vă, cântă un om cu ochii puroind, cu rănile scurgându-se, în mizeria cea mai profundă și avea două nevoi fundamentale. Aduceți-mi cărțile legate în piele și o pătură că mi-este frig. Și asta strigă peste veacuri la noi, astăzi. Bucurați-vă, și aș zic bucurați-vă. Secretul acestui om este că în ciuda variațiilor noastre, trupești, psihice, mentale, bioritmului dacă o exista așa ceva, în ciuda acestor dealuri și văi din viața noastră, există cineva care nu se schimbă niciodată, care este același, ieri, azi și în veci, Dumnezeu. Starea de mulțumire permanentă și perpetuă nu poate veni decât într-o relație strânsă, familiară, de fiecare zi și într-o exersare a acestei relații zilnice, minut cu minut, zi de zi, zi și ceas de ceas cu acest Dumnezeu măreț, stăpânul tuturor veacurilor, stăpânul tuturor secolilor, stăpânul oricărui spațiu geografic, Domnul domnilor, Împăratul împăraților. Te mai îngrijorezi acum cine e președintele Consiliului Județean? Mai îngrijorări pentru cine, la un moment dat am zis și eu, dacă câștigă puncte, emigrez. M-am răzgândit. Pentru că sunt extrem de mulțumit cu locul în care m-a pus. Pentru că cetățenia noastră este în ceruri. Pentru că știu că sunt prizonier, m-a dus Liviu astăzi, Liviu Mocan, m-a dus la una dintre sculpturile lui și m-am pus sub acea sculptură, parcă eram un șobolan închis într-o cușcă, dar printre zăbrele se vedea cerul senin de ora 5 după amiază. Printre zăbrele se vedea, împungând cerul, o construcție în ogivă. Și acolo-i. Acum suntem între zăbrele, acum suntem prizonieri, acum sunt prizonieri în trupul ăsta care e decrepit, care se desface, în cortul care se desface, într-un vas de lut care crapă din zi în zi și va crăpa din zi în tot mai mult. Dar mulțumirea mea nu vine din faptul că sunt mulțumit cu mine, cu biologia mea, cu psihologia mea. Dragii mei, am cunoscut și cu asta mă apropii de încheiere. Am cunoscut doar două feluri de bătrâni.
cum vă spuneam și data trecută. Două feluri de bătrâni. Bătrâni care îmbătrânesc frumos și bătrâni care îmbătrânesc urât. Bătrânii care îmbătrânesc urât sunt tot timpul nemulțumiți, acri și bombănitori. Noi, pe vremea noastră, acum voi sunteți, nu mai e nimic mai bun. Bătrânii care îmbătrânesc frumos sunt tot timpul senini, gata să dea un sfat bun. Tot timpul au câte o bombonică pentru nepoți. Și am mai observat ceva. Am vizitat azile de bătrâni în studenție. Și am vizitat case de bătrâni și în Statele Unite, câțiva prieteni se ocupă cu astfel de case de bătrâni, business de bătrâni, cum le spun ei. Și acolo am stat și îmi place să stau în prezența bătrânilor. Am cunoscut bătrâni cu Alzheimer. Se uită la soția lui și spune: Doamnă, dacă ați ști ce frumoasă era soția mea. Se uită la fiul lui și spune: cine sunteți dumneavoastră? Îmi pare bine că ați venit pe la mine. Nu mai știu cine-i soțul, cine-i soția, trăiesc din amintiri coapte de demult, dar am observat un lucru. Cine a fost pocăit când n-avea Alzheimer, a rămas pocăit și credincios în relație cu Domnul și după Alzheimer. Am cunoscut o bătrână de 92 de ani. În miezul nopții, la ora 2, ne-a trezit pe toți, cântând, așa îi mai rămăsese o voce într-adevăr tremurândă, dar încă s-a ținut în ton de la un capăt până la altul, cântând din toți bojocii, Mărețul Har. Și cânta la 2 noaptea și slăvea pe Domnul. O stare de mulțumire permanentă. Și când ne pierdem mințile, și când ne pierdem funcțiile biologice, există ceva care se bazează pe ce știi și în ce te-ai deprins toată viața. Starea de mulțumire, nu de context, nu de circumstanțe, nu de ce ți se întâmplă, nu de evenimențial, nu de lucrurile care se înșiruie în viața asta. Starea de mulțumire, de cine este Dumnezeul tău. Amin.